Toată lumea este cu hainele lipite de trup. Cel mai probabil că ne este greu și ne-am pus această problemă de ce am fixat evenimentul astăzi sau în luna aceasta a vacanței sau în ziua aceasta sau la ora aceasta. Ei bine, nu noi l-am fixat, Dumnezeu l-a fixat. N-a avut de ales Sfântul Constantin Brâncoveanu. El stătea la 3 etaje sub pământ și în luna aceasta, august, ne gândim că Istanbulul este cumva mult mai la sud, adică cel puțin 10 grade în plus față de ce avem noi aici în medie. Dacă este să ne gândim că acolo nu era oxigen, aer, cât să ardă o lampă, o lumânare, putem să ne închipuim în ce condiții asta Sfântul Constantin Brâncoveanu. Dacă ne gândim la lucrul acesta și dacă am raportat și la cât de cald este în partea cealaltă, în întunericul cel mai din afară, am putea spune că suntem foarte bine, excepțional, chiar ne este răcoare sau chiar un frison, dacă ne gândim. Un frison de răcoare, dacă ne gândim cât este de important să ne bucurăm de ceea ce avem. Și avem ceea ce avem pentru că au existat persoane în neamul acesta care nu s-au gândit nici la frig, nici la căldură, nici la copii, nici la familie, nici la tron și cu atât mai puțin la propria viață. Așadar, cu această introducere care pare oarecum amuzantă, dar nu e deloc, pentru că ne-am obișnuit, prea mult ne-am obișnuit cu comoditățile acestei lumi. Nu e un reproș, este o observație, o constatare și aceste comodități, în principal, aceste comodități au ajuns sau au cauzat această stare de neputință, suntem decrepiți, în sensul acesta că nu răbdăm, nu suportăm nimic, nici foame, nici sete, nimic. Vă spun asta ca o mărturisire la spovedanie că am făcut drumul până aici și am transpirat din cap până în picioare, sigur că da, imediat gândul meu a fost la aer condiționat, la ce zi călduroasă și după aceea m-a prins rușina, m-a copleșit rușina în timp ce urcam pe scări. Și am zis, Doamne Dumnezeule, dar unde mă duc eu, despre cine vorbesc, despre ce vorbesc? Nu mai vorbim că sunt și preot, vorba unui clasic în viață, sunt, dar degeaba sunt. Noi avem evenimentul acesta la a 19-a ediție. Cu alte cuvinte, școala Sfinții Martiri Brâncoveni, cea care găzduiește evenimentul sau zicem, îl girează, este înființată în 2003. Primii copii ai acestei școli au început anul peste două săptămâni, acum 19 ani. Anul școlar cu gândul acesta că Sfinții Martiri Brâncoveni sunt ocrotitorii lor, ocrotitorii școlii și ocrotitorii sau, dacă vreți, modele de viețuire ale neamului nostru. Primii copii ai școlii brâncovenești, să zicem așa, înregistrați, înmatriculați, acesta este cuvântul, înmatriculați oficial, au fost așa. Bouros Maranda, Axinte Cezara Maria, Bouros Maranda Maria, Axinte Cezara Maria, Botezan, nu? Gabriel. Fiul părintelui Gabriel și parcă cam atât. Aceștia trei. Deci, pe modelul sau cuvântul Mântuitorului, unde sunt doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu. Nu întâmplător, Mântuitorul a zis doi sau trei. Nu e puțin lucru să aduni doi oameni
în același gând, în același cuget, de asemenea, cu atât mai mult, trei sau mai mulți. După vreo 5 ani de isprăvi, după ce am început această școală, la o masă festivă în care ne felicitam reciproc că așa ne stă bine, să ne omagiem pentru lucruri mari, dacă am născut o mărgică, trebuie să cotcodăcim și noi cotcodăceam la o masă după câțiva ani ce lucru mare am făcut și eu, foarte filozof, dacă nu cum ai un pleonas, am zis la masă, oare cum vom fi peste 20 de ani, proiectând acest succes al nostru, sigur că făceam masa festivă, mai mult la asta ne gândeam, unde vom fi peste 20 de ani? Și atunci a venit năpraznic o sentință de la domn profesor Coja, parcă. Poftiți? Ion Coja. Era cu noi la masă, mă rog, invitat să ne lăudăm cu evenimentul nostru și ne-a zis, dacă veți mai fi împreună peste 20 de ani. Și m-a trăznit acest cuvânt, pentru că cu adevărat a fost atât de dificil să se adune o mână de oameni, cel mai probabil că au fost 5, nu fondatori, nu știu exact dacă 5 fondatori ai Fundației Sfinții Martiri Râncoveni și iată 3 copii fondatori ai școlii, că noi degeaba aveam profesori și catedre și dacă n-aveam copii. Dar 3 copii care au fondat această școală și 5 oameni care s-au venit să fondeze Fundația Sfinții Martiri Râncoveni, dar acest cuvânt mi-a atras atenția, m-a săgetat, pentru că mi-am dat seama, dragii mei, intuiam de fapt, nu am înțeles foarte exact, dar intuiam că cel mai greu lucru va fi acela de a rămâne împreună. Nu neapărat să facem performanță din aceasta academică, deși n-ar fi rău, sau să, în sfârșit, să fim aplaudați pentru nu știu ce activități din acestea civice, cum se numesc ele în mod impropriu, ci pentru că mă gândeam că a fi împreună, a rămâne împreună în același cuget și să fie și Hristos, adică să binecuvinteze Hristos această activitate, este o mare performanță. Fiindcă, de fapt, împreună, într-o asemenea activitate, nu înseamnă în timp, ci în veșnicie. Și atunci mi-am dat seama de ce a spus profesorul Coja. Și m-am cutremurat, mai cu seamă, că imediat după acest moment au venit și bubuielile. Iertați cuvântul, n-am găsit. Și atunci, ce înseamnă aceasta? Înseamnă, imediat au venit ispite foarte mari, că accidente care s-au soldat cu, dintre cei care am fondat această lucrare, să spunem, da? Accidente grave cu handicap, cu, în sfârșit, care cum venea pe la fundație și se implica, pac! Un accident sau o ispită grea, foarte grea. La un moment dat rămăseseră 2 neatinși, fratele nostru și anfitrionul Boroș Marcel, care este și președintele fundației, după cum probabil cei mai mulți știți, și eu, care nu aveam niciun fel nu pățisem niciun accident, să zicem, fizic. Atunci eu am alergat repede la părintele Arsenie Papacioc, pentru că m-am înfricoșat și am zis, vă spun foarte sincer acum, că nu m-am gândit numai decât la mine, unul din puținele momente în care nu m-am gândit la mine, sau numai la mine, și am zis, aoleu, dacă urmează bădia. Și m-am dus la părintele Arsenie și am zis, părinte, ce să facem, cum să facem, cred că eu sunt măseaua stricată și trebuie să fac ceva ca să nu se mai întâmple nimic la fundația asta. Cred că din pricina păcatelor mele se întâmplă lucrurile acestea. Și am zis acest cuvânt, eu sunt măseaua stricată. Adică îi vedeam
și îi văd în continuare pe toți cei care au fondat atunci această lucrare, îi vedeam mai buni și îi văd mai buni și azi decât mine, dar Părintele Arsenie, în chip magistral, ca purtător de Duh Sfânt, a zis: dragă, scoate-i nervul. Cuvânt de la Dumnezeu. Pentru că eu, de fapt, vroiam să mă cer afară din această lucrare. Eram, oricum, la vremea aceea, aproape un intrus și după ce am văzut ce se întâmplă, am zis: domnule, ce să facă oamenii ăștia, o pățesc, ceva nu-i în regulă, eu sunt în plus aici. Mai cu seamă că am primit aproape cu sila, cu sila în sensul acesta că bine, fie voia voastră, dar eu nu prea am ce căuta aici. Părintele atunci mi-a spus: scoate-i nervul. Am înțeles că, de fapt, profesorul Coja avea dreptate. Dincolo de orice ispravă pe care am face-o noi aici, din care iese un bilanț cu bani, că sunt atâtea probleme să ții pe linie o fundație, o școală timp de 20 de ani, mai cu seamă că este mai mult decât evident pe portretul Codreanu pe holuri, pe aici vă puteți închipui că nimeni n-a fost tare fericit să ne financeze sau să ne ajute sau... Ei, ca să o ții măcar pe linia de plutire, n-a fost o treabă simplă, dar ca să rămâi împreună, cu adevărat a fost o treabă extrem de complicată și mi-am dat seama că numai mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu pot face aceasta pentru noi. Între timp, am făcut și alte isprăvi, în sfârșit fiecare a mai lucrat câte ceva în timpul liber, dar ce s-a făcut aici și în anii aceia, să zicem așa, romantici, în primii 10 ani, să spunem, nu s-a mai întâmplat. Ceea ce s-a făcut, ce s-a săvârșit, ce s-a lucrat atunci, nu s-a mai putut întâmpla în ultimii 10, în ultimii 5 și așa mai departe. Mi-am dat seama că, iată că Dumnezeu a lucrat în primul rând la această unitate care a venit din bucuria de a te dărui celorlalți. Sigur că da, este deprisos să spun și va trebui să mă spovedesc pentru asta că laud pe cineva în față, nu e obiceiul meu, dar este evident că motorul acestei lucrări, cel puțin cel văzut, este bădia Marcel Bouroș. Motorul nevăzut este Duhul Sfânt care, pe care l-am simțit în multe împrejurări și au fost momente absolut minunate, sublime, momente de har, în care, așa cum spunea cineva când a fost pe aici la o slujbă la care eram cei ai casei, a zis: frate, dacă nici acum nu simți harul, nu ieși de aici, de pe la noi, du-te și caută-ți loc în altă parte. Adică acesta îl citesc pe Virgiliu Gheorghe, care i-a spus cuiva: cum ți-a plăcut slujba sau așa ceva? Și a zis: a fost slujba. Mă, frate, dacă nici acum n-ai simțit harul, înseamnă că trebuie să te duci în altă parte. Cu alte cuvinte, toți cei care au cunoscut această fundație, întâi de toate s-au bucurat de unitatea și dragostea membrilor fondatori și a celor care, bineînțeles, au venit și au slujit, că au slujit lui Dumnezeu sau au slujit oamenilor și prin aceasta lui Dumnezeu. Închei, pentru că pare așa un bilanț, cum că am plecat pe undeva și că de acum ne despărțim, dar nu e așa. Spun doar că am regretul acesta că astăzi nu mai putem face lucrurile cu aceeași ușurință ca atunci, este mult mai dificil și noi am mai îmbătrânit un pic, poate că combustibilul acesta numit entuziasm a mai scăzut, însă acolo unde o să scadă puterile noastre și entuziasmul, Dumnezeu va prisosi cu har. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că atunci am acceptat să fac parte din această echipă, din această lucrare,
care pe lângă alte dimensiuni mai puțin cunoscute publicului, iată, are și o școală, numită Școala Brâncovenească, Școala și Grădinița Brâncovenească. Deocamdată nu înțelegem foarte bine, eu personal nu înțeleg foarte bine, deși coordonez activitatea pe acolo, nu înțeleg foarte bine cum este privită de Dumnezeu, cum este privită Școala de Sfinții Martiri Brâncoveni, dar dacă nu mă voi dumiri în viața asta, cel mai târziu la Apocalipsa personală, voi vedea cum a fost și ce a fost. Personal, recunosc că n-am lucrat cu toate motoarele la capacitate, adică peste 100% din capacitatea mea, și asta este o, de asemenea, o mărturisire și o părere de rău, și spun că însă acum, chiar cu capacitatea fizică sau poate intelectuală la 50% față de acum 20 de ani, chiar acești 50% sau chiar mai puțin, dacă îi voi folosi 100%, poate că recuperăm sau recuperez timpul. Altminteri, nu pot să spun decât că nu înțeleg foarte bine dimensiunea acestei lucrări și poate că e bine că nu înțeleg. Mie mi se pare un lucru obișnuit, altora li se pare mult, altora li se pare puțin. Școala a fost, a ajuns la o performanță, să zicem așa, în primii 10 din județ, mai exact locul 11, ca să fiu mai cinstit, dar zicem primii 10, că între timp ne-am luat un angajament. Bineînțeles că bine ar fi să fim în primii 5, sau și mai bine ar fi, dar s-a ajuns la această performanță datorită unui corp didactic de excepție. Corp didactic de excepție, mai cu seamă acest an s-a văzut, în acest an s-a văzut, s-au văzut performanțele academice, performanțele din competiția aceasta atât de dură care se poartă în lume. Copiii au fost excepționali, toți copiii care au dat examenul de capacitate au fost excepționali, am fost extrem de fericit, extrem de fericit pentru performanțele pe care sau care se datorează în primul rând acestui corp didactic. În al doilea rând, sigur că da, celor care ocrotesc școala, adică ce fac? Dau de mâncare, dau apă, dau, peticesc acolo unde plouă, curge și așa mai departe. Cam asta ar fi despre Școala Brâncovenească, despre lucrarea aceasta. Înțeleg că noi am făcut liturghia noapte pentru Sfinții Martiri Brâncoveni, o liturghie absolut minunată, o liturghie de noapte, știți cum sunt liturghiile de noapte, cu copii, cu balada Sfântului Constantin și cu o așezare, cu o pace absolut minunată care s-a așezat asupra celor care au participat. N-au, nu mai vreau să plece la 3 dimineața, așa am zis, dragii mei, mai am și alt program, adică dacă mă binecuvântați să plec. Și așa că am pomenit din nou corpul didactic, copiii, asta ar fi o chestiune, că pomenim copiii la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, de asemenea pomenim și profesori, copiii, părinților și corpul didactic și cel auxiliar. E un lucru, nu știu dacă e mic sau mare, mulțumim lui Dumnezeu că mai putem să-l facem. Va veni o vreme și nu departe când vor fi din nou nori, tulburări, dar așa cum am trecut în chip minunat prin pandemie, în chip minunat, și vă spun asta fără mai multe explicații, doar să mă credeți, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să reușim până când Dumnezeu va spune de acum trebuie să faceți altceva. Înțeleg că este un program, un desfășurător pentru aceste zile. Din păcate nu voi fi
prezent la în toate zilele acestea, așa că mi-am luat porția acum pentru o săptămână. Vă rog să nu vă supărați că v-am ținut prea mult. O rog pe doamna Dulgheu, de fapt pe domnul Marcel Băuroș să facă un profil, un tablou, un crochiu pentru doamna Dulgheru, așa cum se cuvine. Ar fi trebuit să-l fac eu, dar era cel puțin bizar, pentru că ne vedem prima dată, nu ne cunoaștem și oamenii se cunosc în duh, în primul rând, adică față către față. Nu pot să fac o prezentare pentru un om pe care l-am cunoscut de pe internet, nu se cuvine lucrul acesta. Așa că o rog pe doamna Dulgheru să mă ierte că nu voi spune câteva cuvinte despre domnia sa, dar îl rog pe domnul Boroș să îl prezinte și cu asta să începem și zilele, dacă sunteți de acord. Mulțumesc!